Bine ați venit și bine v-am găsit. Aș vrea să vă spun ce urmează să se întâmple astăzi. E vorba de un eveniment dedicat leadership-ului. Vrem să sărbătorim acest concept, această valoare pe care ne-ar place ca din ce în ce mai mulți români să o îmbrace. E vorba despre leadership. În primul rând, bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și bine ați venit la această minunată poveste care se numește Leadership Summit 2013. Și pentru că tot am vorbit despre poveste, haideți să închidem ochii, dar să nu cumva să adormiți, că oricum nu suntem foarte treji cu toții. Închidem ochii și ne imaginăm. Suntem în cetatea Business Days. Iar acum, cavalerul Bogdan Comănescu este aici alături de noi să ne vorbească despre leadership catalizator și motivarea oamenilor. Să zic, altețe, mă înclin? Sunt pasionat de leadership. Cine mai pasionat de leadership? Spuneți tare, eu. Poate ar fi cazul să invităm niște pe scenă, astăzi, niște lideri extraordinari. Și mi-am dat seama că de mic eu mi-am dorit următoarea chestie, de câte ori citeam povești despre lideri. Și anume, mi-aș fi dorit să pot întreba ceva pe unii din marii lideri în România. Nu știu, să-l pot întreba ceva pe Alexandru Macedon. V-ați gândit vreodată la așa ceva? Cine ești? Sunt Darius I al Persiei. Cine ești tu? Sunt Alexandru al III al Macedoniei. Sunt Temujin, cunoscut ca Genghis Khan. Sunt Adolf Hitler. Eu? Sunt Bogdan Voivod, domn al țării românești, domn al Amlașului stop, și Făgărașului și al tuturor ținuturilor de la Marea cea stop, Mare stop. Până la munții. Bogdan, suntem la Leadership Summit, ne revenim, număr de la 5 până la 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cine ești tu? Bogdan Comănescu. Și o invit aici, la curtea măriei sale, pe Diana Vitan. Dragi prieteni, mă bucur să fiu alături de voi în această dimineață. Chiar dacă am învățat printre primele lucruri când vine vorba de leadership, că ar trebui să mă trezesc de dimineață și încă învăț lucrul ăsta, fiecare din noi are o motivație puternică pe care o conștientizează sau nu, o mărturisește sau nu, în funcție de care se mișcă în viață. Treziți liderii din voi și veți scoate campioni. Vă mulțumesc! Bună dimineața! Ne auzim? Am primit această provocare a leadership-ului, dacă bine mi-amintesc eu, în urmă cu vreo 15 ani, unul dintre partenerii mei de business mă întreba: nu ești în măsură să ții un curs de leadership? Unei companii multinaționale cu sediu în Cluj-Napoca și cu numele ei actual Terapia Rambexi. Și am spus, îmi pare foarte rău, din punctul meu de vedere nu cred că în orașul Cluj-Napoca o să găsești pe cineva care să susțină un training de leadership pentru o companie multinațională. Leadership-ul este aici. Este un țel, este un scop la care voi, muritorii de rând, aveți voie să visați. Vă mulțumesc frumos! Adrian Florea. Am să vorbesc despre trei lucruri astăzi. Am să vorbesc despre hărți mentale de data aceasta. Am să vorbesc despre unde duc hărțile mentale, adică modelul Point of Choice. După care am să închei printr-o definiție personală a ceea ce înseamnă leadership, cum vedem noi la Trend Consult lucrurile. Făcând training de atâția ani, cunosc foarte multă lume și mi se întâmplă deseori să vină lumea la mine cu acest tip de abordare entuziasmată. Adi, salut! Mulți chiar avem o relație, sau cred că avem o relație apropiată, nu doar mă salută, ci mă și pupă.
Odată ce ai văzut modelul, ridică-ți fundul de acolo. Pune-ți singur în funcțiune pompa aceea submersibilă și reîntoarce-te de acolo de unde pleacă totul. Care sunt visele tale, care sunt dorințele tale, care sunt speranțele tale și pune din nou în funcțiune acel circuit. Ceea ce vă doresc să vi se întâmple din prima, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Amalia Sterescu. Mulțumesc, Mihaela. Cred că nu degeaba puștul meu de 2 ani și jumătate îmi spune astăzi: mami, ești prințesă? Ia că te-am venit la casă. Ador! Oare sunt banii un leadership legacy care să treacă testul timpului? Hai să ne gândim. Oare avem vreun control, după ce nu vom mai fi pe planeta asta, asupra ceea ce se întâmplă cu banii noștri, dacă există, eu știu, cunoștințe financiare care să fie gestionați bine, dar mai ales să fie gestionați în scopul cauzelor și principiilor în care noi am crezut. Sunt atâtea exemple, eu știu, trust funduri, Ford, Rockefeller, Carnegie, ale căror administratori le-au deturnat, nu neapărat într-un sens negativ, dar le-au deturnat contrar cauzelor și principiilor în care fondatorii credeau. Noi am vorbit astăzi despre moștenirea pe care noi am putea să o lăsăm generațiilor următoare. Dar care ar fi moștenirea pe care voi, ca tânără generație, ați putea să o lăsați generațiilor care vin pentru o Românie mai bună? Încercăm? În primul rând, pot spune că eu am avut probleme în aceste domenii, să numesc așa, cum și unde aș fi putut să-mi găsesc surse de inspirație, nu Wikipedia sau Google sau mai știu eu ce, la persoane, exemple de urmat. În al doilea rând, formarea unei gândiri inovative, pentru că de foarte multe ori am întâlnit persoane care nu făceau nimic altceva decât să urmeze, să urmeze în continuu, nu veneau cu nimic nou și nu erau un exemplu foarte bun de urmat. Iar în ultimul rând, stabilirea unor principii de leadership. Vă mulțumesc, dragilor, și vă urez tuturor să treceți testul timpului. Mulțumesc! Silviu Hotăran. Bună ziua! De ce mă bucur eu astăzi? În clipa asta, mă bucur că am prilejul acestei interacțiuni cu voi. Îi sunt recunoscătorul LASLO pentru oportunitate și mă bucur de tot ce o să discutăm. Cine ne dă calitatea de lider? Exact, cei din jurul nostru. Suntem recunoscuți ca lider, suntem recunoscuți ca modele, nu putem să ne arogăm acest rol. Eu vă doresc să aveți succes și să fiți lideri respectați în viață. Mulțumesc! Am să vă invit să facem împreună un exercițiu cu toții în acest moment și vă rog să nu respirați. Acum vă rog să inspirați puternic. Trageți aer în piept. Cât de tare puteți, mult, mult aer, și abia acum eliberați aerul. Ce ați simțit după ce ați făcut pauza de respirație și ați început să inspirați? Ce ați simțit? Îmi spune cineva, ce ați simțit? Că ceva benefic? Viață! Spune aici cineva în față, viață! Poate că aceasta este definiția a ceea ce ar fi de dorit să fie un lider inspirațional. Un lider inspirațional are capacitatea de a insufla celor din jur și de a comunica cu echipa astfel încât să creeze un scop sau poate o altă țintă. Leadershipul inspirațional poate să aducă o asemenea energie pozitivă încât să deschidă cale echipei pe care o are, echipa să se simtă în largul ei și să-și dezvolte propriile idei. Asta nu înseamnă că liderul inspirațional
are întotdeauna un scop pozitiv. Andy Sechei! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Ziceți, bine ai venit! Bine ai venit! Mulțumesc frumos! Ceea ce nu v-a spus Mihaela este că astăzi împlinesc 38 de ani, 6 luni și 2 zile. Și este ziua mea la fel ca în orice altă zi. De asemenea, ceea ce nu știu dacă v-a spus cu lux de amănunte, că-s deloc de înrădăuți. Așa că dacă cineva se întreabă ce cu accentul ăsta, să știți de unde vine. Știți unde e rădăuțul? Un sagață Hartancui, acolo la Suceava. Eusebiu Burcaș și Bogdan Olteanu. Bună ziua, dragii mei, din nou. Știți cum s-ar spune în Ardeal la ora asta? Tu l-ai, Doamne, dar puțin sunteți. Noi aici astea... să știi că am spune, Doamne, cât de mulți au venit deja. Exact. Ați văzut și abordarea pozitivă a acelei povești din partea lui Bogdan Olteanu. Bogdan, îți mulțumesc încă o dată în numele organizatorilor și a tuturor participanților. Vă rog să-l aplaudați pe domnul Bogdan Olteanu. Am să încerc să-l definesc aici, dacă vrei, printr-o comparație pe care am văzut-o, să o vedem ușor toți. În 2008 s-a întâmplat o criză. Oarecum la fel în Statele Unite ale Americii și în Europa. Reacțiile au fost complet diferite. În Statele Unite a fost o reacție de leadership. Ce au făcut? S-au reinventat. Au inventat energia ieftină, de 3 ori mai ieftină decât la noi, și atunci au adus industriile acasă. Au investit bani privați, bani publici în cercetare, dezvoltare, au creat produse noi, valoare adăugată, și au luat-o în sus. Viziunea este esențială pentru un lider. Nu există un lider fără viziune. Dar pe o scară de la 1 la 10, viziunea înseamnă 10 în descrierea unui lider. Resursele nu neapărat, pentru că resursele eu nu le văd ca un atribut al leadership-ului. Resursele sunt un instrument de leadership. Dacă vrei, viziunea este endogenă și resursele sunt exogene. Viziunea ține de esența leadership-ului, în timp ce resursele le aduci din afară. Simona Baciu vine astăzi alături de mine și mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat invitația mea. Vorbeam de motivație. Sigur, nu ți-a fost simplu să te reinventezi. Nu ți-a fost simplu să pleci dintr-un sistem. Adrian vorbea astăzi de modelele noastre mentale. Aveai un anumit model despre ce înseamnă educație în România. Nu a fost simplu să creezi ceva diferit. Ce te-a inspirat? De unde ai învățat să faci un alt fel de școală în România? În primul rând vreau să mulțumesc vorbitorilor de dimineață, pentru că a fost o ocazie pentru mine să am un moment în care să învăț în continuare și să reflectez. Cred că acea hartă pe care o avem cu toții în cap, acel legacy pe care dorim să-l lăsăm în urma noastră, sunt lucrurile care la un moment dat converg și ne ajută ca acele vise pe care le avem și care ne bântuie să facem acel pas responsabil, să ieșim din cutia în care stăm foarte confortabil și unde comentăm foarte simplu și ușor și să zicem, vreau să încerc. Am învățat în drumul meu, în cei 20 de ani, că cel mai greu este să crezi tu primul în visul tău. Și am învățat de la americani, atunci când mergi să-ți finanțezi o afacere la o bancă, prima întrebare care ți-o pune bancherul este de câte ori ai avut eșec? Pentru că dacă tu ești astăzi în fața lui, tu îi demonstrezi că ești committed, angajat să mergi mai departe. La o bancă românească, dacă mergi și spui că ai avut eșec, cu siguranță nu veți avea șansa de a avea un partener acea bancă. Deci am învățat lecții din care am crescut. Cele mai grele lecții au fost lecții de finanțare, care în continuare sunt lecții pe care le iau și mă lupt cu ele, dar pentru că visele devin realitate, cred că se găsesc întotdeauna soluții. Sunt un om care am învățat din greșeli și când mi-a fost cel mai greu,
când am căzut cel mai jos, m-am ridicat cel mai sus. Doctor Varga Enayati, așa cum sunam azi dimineață, am o întrebare pe care am căpătat reflexul să mi-o tot pun. De ce mă bucur eu astăzi? Foarte puțini suntem capabili să privim partea plină a paharului. E bine să încercăm să o facem cu o observație. Am întâlnit câțiva oameni care îl umplu. Văd din ce în ce mai mulți oameni care sunt interesați în alte lucruri decât de obicei auzim și văd din ce în ce mai mulți oameni care, când e vorba de leadership, înțeleg într-adevăr ce este acesta leadership. Văd din ce în ce mai mulți oameni care înțeleg că dacă vrei să faci o schimbare, într-adevăr, trebuie să vin valor. Sorina Bradea și Sonia Artinian. Who are you, Sonia? I don't know how long we have, but I will make it short. So, I am the country CEO of Lafarge Romania. This is for the professional part. Lafarge Romania is it's about 40 sites, 1,000 people all around Romania. We are in three types of businesses. It's a heavy industry. It's about cement, aggregates and concrete. So you can ask the question, oh my God, it's not a sexy business. What? I don't know exactly. It's very difficult to answer this kind of question. First, I need to ask my people. I need to ask the people who are working with me if they really think I am a leader or not. But there are few events that happened, in fact, recently, of course, before. I was not in this kind of position. So when you are feeling responsible of such a business, of such people, of plenty of things, you start to reflect and to think a little bit. And when I started to feel, and there are very few events that showed me how I could say I am a leader, or at least I was feeling I was doing the right things. For me, it's about that, in fact. Being a leader, okay, I don't know, but doing the right things that I think are really bringing something to the society, to Romania, to the company, to the people, this is really where I can think I am a leader. Mulți dintre prietenii mei m-au întrebat de câteva ori, inclusiv soția mea m-a întrebat de câteva ori, ești sigur? Doamnelor și domnilor, în urmă cu 3 zile am împlinit 10 ani, fiul meu, Tiberiu Flora. Crezi că școala te pregătește pentru ceea ce visezi tu să devii? De fapt, mai mult cluburile. Cluburile. Eu am speranța să devin basketbalist și asta e ce de obicei fac. Basketbalist. Ok, asta e nou. L-am invitat pe George și am să vă spun de ce. Pentru că îmbină mai multe lucruri. Director de teatru, actor, regizor, profesor și om. Într-un fel noi semănăm. Până la urmă, noi suntem, toată viața ne trăim în a visa în realitate. Asta este arta actorului. Arta de a emoționa. Cum e să fii director de teatru? E foarte greu, dintr-un simplu motiv. Nu există rețetă. Nu există o rețetă a succesului. Este, dacă vreți, la nivelul sentimentelor, atunci când spunem te iubesc pe scenă, în cazul în care joci Romeo și Julieta, fiecare răspunde cu propriul lui te iubesc. Și spunea profesorul meu Demrădulescu în următoarea chestiune. Zice, atenție, Gică, dacă iubești arta din tine sau te iubești pe tine în artă. Cel mai adesea vedeți că tabloidele sunt pline cu cei care se iubesc pe sine în artă. La un moment dat îi vedeai că se ridica câte unul și pleca câte un rând întreg. Și îi vedeai cum plecau rândul rânduri. La final, așa era scena, eu mă dezbrăcam de costumul de personaj, domnul Dinică, bătrân, în scaunul cu rotile. Și așa era replica. Maestre, am făcut aia. Era concluzia spectacolului. Am făcut aia. N-am înțeles nimic. Publicul, nici noi.
Și atunci mi-am dat seama că nu e chiar așa, pentru că suma, dacă vreți, iubirilor, apropo de roluri și de public, este mult mai mare decât acea eșecul. Și atunci am meritat să merg mai departe. Țin minte că eu în anul întâi nu știam cum să-mi țin mâinile, ce să fac. Și la un moment dat, nu știu ce motiv, m-am supărat. Și am început să dau din mâini și zic, nu se poate, domn profesor. Și în momentul ăla am dat seama că în fața mea e Demn Rădulescu, profesorul meu. Și ce, era așa bătrân, înțelege, bravo, Gică, ăsta ești tu, dă din mâini. Performanță în leadership. Diana Vitan, împreună cu cavalerul domniei sale, o las pe ea să-l prezinte. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame. Like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Bine ai venit, Mihai! Pe Diana trebuie să o mai oprim. Aproape toată lumea știe chestia asta. În primul rând îi mulțumesc mult pentru surpriza extraordinară, fiindcă știam că sunt invitat aici, am venit cu mare plăcere, fiindcă suntem prieteni foarte buni. Important este să nu renunți și să știi că nu există imposibil. Să-l invit alături de mine pe prietenul meu, David Culbertson. Here you are, my friend, for the... I don't know how many times you've been to Romania, probably dozens up to now. Yeah, because it's been for 10 years, and I think it's more and more regular now. You seem to keep calling me back. So it's always nice to come back and see everyone. And especially to watch Mihai, that was pretty impressive. Does anyone think? Yeah. Mihai Leu. Was like, yeah. Absolutely fantastic. Era o remarcă la adresa lui Mihai Leu, cu aplauze, desigur. So tell us a little bit about your beginnings, because in the presentation people were telling to the others that you were actually in Belfast in a quite unfriendly environment. Tell us a little bit about that. Yeah. Well, I can go right back to the very beginnings. Go ahead. I still remember the day of my conception. Do you? I went for a picnic with my dad and came home with my mom. He went back to living in an abandoned Coast Guard station from coaching Hollywood stars. That's the biggest gap you can imagine, probably. So how long was that period in a Coast Guard station? Yeah, 9 months. 9 months. Yeah. What did you do during that period? Not much. Wander around the cliffs, study some weird stuff. Quantum physics, other things, just to keep my brain. But at that point, you don't know what you want to do. You don't know what the purpose of anything is. So you lost vision, basically. Yeah. Because before that, it was like, you hear people saying, "Okay, money doesn't make you happy." All these other things. And I thought when you started to be around the wealth, it was like, "Okay, well, money didn't make me happy." And then when I lost it all, you realize, "Okay, poverty definitely doesn't make you happy." So after you learn the strategy of being able to develop it, so it's that nice to know that. If you think you can do one thing, you can do another, and so money and success and other things becomes just another metaphor of it. Right. So current lifestyle, in the past, let's say 3 months, and in the next 3 months, how do you see yourself in terms of lifestyle? How do you organize your time? How do you perceive yourself? Yeah, that's the thing. It's just for each business I have, I only like to work 1 or 2 hours sort of a week on each one. Like if you have 5 businesses, you work like 10 hours a week. Yeah. What are you doing the rest of the time then? Crazy self-development, because I love that. I love studying wealth, adventure sports, exploring. And it's finding out all the things we're scared of or we don't like. Like if you don't like dancing, if you don't like singing, if you don't like... Go and test it, try it out, find out what we like. It's amazing. Every single time, one of these triggers us off and our real passion starts to come out through that. But it's not until we try everything we actually know what it is that we really want. And yeah.
Guys, thank you very much. This is David Culbertson. Thank you. Bună seara. Mă numesc Laura Sandu. Sunt director general la agenția Bonaventura. Suntem specializați în croaziere și în vacanțe personalizate. Chide ochii. Chide ochii. Nu te uita acolo. Doamna doctor Doina Ionașcu. Vă rog să ne spuneți ce simțiți în acest moment. Că venirea mea aici n-a fost întâmplătoare. Și am nevoie de 5 voluntari. Numele este Nițulescu Nicoleta. Nițulescu Nicoleta. Vizitiu Ana Maria. Cosmina Timiș. Cosmina Timiș. Adjudecat.